Bine, v-am găsit la o nouă lecție din seria discursului argumentativ și a textului argumentativ. Astăzi vom învăța despre ceea ce dă forță unui text argumentativ. Ce este textul argumentativ? Textul argumentativ are scopul să convingă ascultătorii sau cititorii cu privire la o opinie sau un punct de vedere. În orice demers argumentativ, autorul acestuia apără o teză prin utilizarea unor argumente pe care le poate ilustra cu exemple. Să reflectăm câteva minute. Un autor renumit, câștigător al Premiului Nobel pentru Literatură, vorbește în fața unui public entuziast despre importanța lecturii în tinerețea sa. Își susține argumentele cu entuziasm și stârnește un val de emoții care îi convinge pe cei prezenți că, fără o lectură de bună calitate, el nu ar fi putut deveni un scriitor celebru. Același autor celebru, la petrecerea aniversară a fiului său, vrea să-i convingă pe copii că este importantă lectura, dar nu-l ascultă nimeni. Ce s-a întâmplat oare? Te poți gândi la un răspuns. Ce s-a schimbat între cele două contexte? De ce oare eșuează autorul nostru care a avut atât de mult succes cu câteva zile înainte? Ethos, pathos și logos sunt cele trei lucruri pe care autorul nostru le-a uitat. În secolul al IV-lea înainte de Hristos, în Grecia antică, a trăit un mare filozof pe nume Aristotel. Printre preocupările sale s-a remarcat interesul acordat retoricii, arta discursului persuasiv sau convingător. În lucrarea sa, Retorica explică teoriile realizării unui discurs argumentativ, precum și tehnicile persoasiunii pe care noi le folosim și astăzi de multe ori inconștient. Acesta este Aristotel. Mai mult ca sigur, dacă autorul nostru și-ar aduce aminte de scrierile lui Aristotel, ar înțelege de ce nu le poate explica micuților la o petrecere cât de importantă este lectura. Pentru asta trebuie să-și aducă aminte ce înseamnă etos, logos și pathos. Etosul este termenul provenit în limba greacă și face referire în textul argumentativ la conceptul de valoare morală, de autoritate și credibilitate. Etosul reprezintă aspectul etic, încrederea pe care emițătorul unui mesaj o transmite celui care ascultă sau citește textul său, dar și valorile sale morale care devin legi prin autoritatea pe care o reprezintă. Autorul nostru este doar tatăl unui copil, nu un scriitor celebru. Dar, când un medic ne indică ceva, este clar că este de luat în seamă ceea ce spune el. De exemplu, ca medic, consider că alimentația sănătoasă asigură un sistem imunitar puternic și o bună dezvoltare fizică. Pathosul este un termen provenit tot din limba greacă și face referire la emoții și sentimente, reflectând o dimensiune culturală sau spirituală. El conferă forță discursului prin sentimentele pe care emițătorul le proiectează asupra receptorului mesajului său. Poți utiliza pathosul pentru a-i convinge pe cei din jur, făcând apel la sentimente, la credințe sau la valori. Așa cum face domnul din imagine. Dacă nu veți achiziționa această mașină, familia dumneavoastră va fi dezamăgită. Acestea pot fi cărți, statistici sau scheme. În concluzie, scriitorul nostru a înțeles că pentru a convinge trebuie să îmbine personalitatea sa cu mediul în care se află, cu pasiunea și autoritatea pe care o reprezintă, pentru a putea transmite un mesaj care să fie ascultat de cei din jur. Pentru aceasta, ar fi utilă plasarea unor elevi atenți și curioși într-o bibliotecă. Doar așa, el va putea să-i convingă cât de utilă și frumoasă este povestea sa. Eu, profesor Anda Laura Silea, îți mulțumesc pentru atenție și sper că și tu, ca mine, crezi în educație.